Cristina. Mă numesc Frățină Mircea și vreau să vă vorbesc despre starea de flux. Cine a auzit de starea de flux de aici? Wow, deci sunteți mulți informați. Ok. Cum am auzit eu de starea de flux? Am întâlnit chestia asta pe un blog în care făcea referire la un psiholog din America pe nume Mihail Zenit Mihail. Așa. Nu știu dacă se pronunță corect, dar asta am reținut eu de pe Google. Și ce spunea el acolo? Că a studiat timp de 25 de ani diferența între oamenii care sunt fericiți și cei care nu. Și a căutat să-și răspundă la întrebarea ce-i face pe unii oameni să fie mai fericiți decât alții. Și a ajuns la concluzia că oamenii care intră într-o stare de fericire, de fapt, intră într-o stare de flux. Starea de flux este atunci când ești implicat total într-o activitate și, pur și simplu, nu te lași perturbat de toți factorii externi. Apoi, aici sunt numeroase exemple, cum ar fi alpinistul care urcă pe munte și se trebuie să răspundă provocărilor muntelui, un chirurg care face operații, un sportiv care dă tot ce poate pentru a obține performanță, artistul care execută acorduri muzicale și așa mai departe. Eu spun că e ceva mai mult decât atât. Spun că e vorba și despre noi. Și se poate întâmpla oricând. Și aici în sală, și pe un parc, și afară, și acasă, oriunde. Și spun asta pentru că am trecut printr-o experiență similară. Este legat de ceea ce simțim în momentul ăla. Și aici sunt de acord cu ceea ce spunea acest profesor în psihologie, că sunt câțiva factori care caracterizează starea de flux. Și cum ar fi starea de seninătate? Atunci când ești lipsit de griji și pur și simplu rezolvi lucrurile de la sine. Claritatea interioară, lipsa ego, simți că faci ceva, faci parte din ceva mai mare. Lipsa timpului, orele trec ca și cum ar fi minute. Deci toate acestea în un loc reprezintă starea de flux. Și eu spun că e ceva mai dincolo de cuvinte, pentru că starea de flux nu poate fi definită prin cuvinte. E ceva, o stare care ține de fiecare, ce simte fiecare în interiorul lui. Și pentru asta spun că am trecut printr-o experiență, așa cum spuneam, când pur și simplu mergeam pe o stradă și acolo am trecut pe lângă o patiserie. Și lângă acea patiserie era o bătrânică care cercea de mâncare. Și a venit la un moment dat o persoană care i-a dat un pateu sau șaorma, nu mai țin minte ce era. Și bătrânica, în loc să mănânce acel pateu, a dat mai departe la un alt câine. E un lucru care m-a impresionat așa de mult încât mi s-a schimbat percepția asupra realității. În momentul ăla, percepția mea asupra realității s-a schimbat brusc. Și a fost poate una dintre cele mai frumoase experiențe pe care am trăit în viața asta. Pentru că, în momentele acelea, eram detașat de toate. Deci simțeam cum totul se leagă. Deci toate lucrurile erau așezate. Nu mai eram stresat, aveam o grămadă de probleme în ziua aceea, țin minte, dar stresul nu mai exista. Pur și simplu, în mintea mea, era nici măcar gând. Nu știu, era o stare în care ziceam, lucrurile se vor așeza într-un fel sau altul. Apoi, ce-a mai fost? Oamenii. Când mergeam pe stradă cu oameni, și mă uitam la ei. Pur și simplu, îi vedeam așa cum sunt. Nu mai simțeam nevoia să-i judec. Nu mai simțeam nevoia să compar. Nu mai ziceam, ăsta e mai deștept decât altul. Pur și simplu, îi vedeam așa cum sunt. Așa cum te uiți la un copac și în loc să spui că el are frunze, tulpină și rădăcini, spui, el e copacul de acolo. El este. Și asta e marea frumusețe a lui. Apoi a trecut starea respectivă și apoi am început să mă întreb. Prin ce am trecut? A fost o iluzie? A fost o senzație? Am început să mă interesez, să caut în cărți, să citesc, să văd dacă au mai trecut alții prin această stare. Și am ajuns la concluzia că oricât aș citi, nu mai pot să readuc înapoi acea stare. Pentru că, până la urmă, cărțile devin inutile. Devin inutile pentru că dacă tu nu simți nevoia de a experimenta, dacă nu simți nevoia de a cerceta, de a observa, de a pune întrebări. Și așa, această nevoie apare doar atunci când suntem poate foarte frustrați
sau când nu suntem mulțumiți de viața care o avem. Și atunci vrem ceva să descoperim. Și dacă nu se întâmplă asta și suntem mulțumiți cu viața care o avem, spune că tot e ok și totul merge la sine. Și așa ajungem în alte situații de viață în care... Încerc să mă liniștesc un pic. Deci ajungi în situații de viață în care te confrunți cu lucruri care pur și simplu îți dau peste cap tot ceea ce crezi până atunci. De exemplu, la mine s-a întâmplat să stau o zi într-un spital, la secția de urgență. Acolo am văzut oameni care mureau lângă mine. Ceea ce m-a impresionat, din nou, iarăși foarte mult. Vedeam oameni care mureau lângă mine. Deci, au fost... Poate atunci îți dai seama că tot ceea ce crezi despre viață, tot ceea ce crezi despre lucruri, nu mai au nicio valoare. Pentru că s-ar putea să mori și tu a doua zi sau să fii în locul lor. Pentru că îi vedeam, era preot acolo care venea tot timpul. Venea tot timpul, se auzea aparatul ăla de, care monitorizează inima și l-auzea cum tace. Și chiar lângă mine a murit cineva, că eram, mie îmi făcea doar o analiză. Din asta eram speriat ca naiba, dar ziceam, aia, lasă, că dacă n-am văzut că a murit cineva lângă mine, deci atunci problema mea nici nu mai exista. Deci asta a fost ceva care mi-a, din temelii, m-a zdruncinat profund în tot ceea ce credeam eu până atunci. Și în momentul ăla, îți vine să încep să-ți apară întrebări. Dar despre ce este viața mea? Despre ce sunt eu? Ce fac eu cu viața asta? Cine sunt eu? Și asta e unul dintre motivele pentru care sunt fața voastră. Pentru că eu știu, am emoții acum. Este primul meu speech pe care îl fac vreodată. Și am zis, ok, trebuie să am curaj să merg, să fac, să trec. Pentru că nu este vorba despre mine, este vorba despre alții. Cu acest gând am venit aici. Și apoi, după ce am trecut prin această experiență cu spitalul, am ajuns la, nu știu dacă e o concluzie, am ajuns la ideea că tot ceea ce cred despre mine, tot ceea ce cred despre ceilalți, nimic nu e adevărat. Deci tot ceea ce cred despre mine și tot ceea ce cred despre ceilalți, nimic nu e adevărat. E o înțelegere pe care mi-a luat foarte mult timp să o înțeleg. Mă rog. Pentru că mi-am dat seama că viața noastră nu este ceea ce credem noi că este. E mai mult decât atât. Și acum, vreau să-mi permiteți să facem un exercițiu mic. Încercați câteva secunde să nu fiți conștienți de voi. Încercați. Acum. Problema e că nu se poate. Problema e că nu e o problemă. E tot e ok. Că poate atunci când v-am atras atenția să faceți acest exercițiu, ați fost mai conștienți decât înainte. Înainte să vă atrag eu atenția să faceți acest lucru. Poate unii dintre voi o să spuneți, Doamne, ce s-a întâmplat? Ce e asta? Nu e nimic. Alții ați încercat să definiți prin cuvinte. A, deci asta a fost, dar nu înțeleg nimic. Cum pot să zic ceva despre lucrul ăsta? Pentru că n-am ce să spun. Alții o să spună, a, asta e bullshit. Băiatul ăsta e și așa emoționat, se vede pe el, ce n-are cum să-mi transmită mie că e ceva adevărat. Zic că, ce vreau să spun aici? Că în capul nostru trec foarte, foarte multe gânduri. E o avalanșă de gânduri care se întâmplă în fiecare zi. Oriunde mergeți, tot timpul trec gânduri necontenite. Judecăm, comparăm, facem comparații între cel care e deștept, care e cel mai bun, cel care e mai bogat sau mai sărac. Deci totul se întâmplă asta. Totul se întâmplă și este inevitabil. E ok că se întâmplă așa. Dar problema e că gândurile acestea e nevoie să fie așezate la locul lor potrivit. Pentru că dacă nu sunt așezate la locul lor potrivit, acaparează toată viața. Și atunci toată viața noastră devine ceva fără valoare. Pentru că dăm mai multă importanță a ceea ce credem despre realitate decât a ceea ce putem face în realitatea respectivă. Și acum, asta e tot ce am vrut să vă spun. Vă mulțumesc!